Salutare tuturor, eu sunt AlexPe și bine v-am regăsit cu un nou video de gaming pe acest canal. De data aceasta facem Real Racing 3. Este un joc cu mașini și hai să vedem ce reușim să facem în acest episod. În acest episod vreau să vorbesc despre câteva comentarii care mi-au fost, de fapt despre un singur comentariu care mi-au fost lăsat la videoul de ieri. Iar acel comentariu îmi spune mie că numai gamer nu ești tu, jocul ăla arată de parcă din browser, chestii de genul. Frățioare, cojocariu sau cum te cheamă pe tine, dacă te iei de gramatica mea, să știi că eu atunci în ziua aia am dormit doar undeva la 6 sau 5 ore, pentru că am avut ceva, v-am spus în video ăla, puteți vedeți, sau nu cred că v-am spus, și eram super super obosit și acum sunt obosit, de aia vorbeam cu gheața aia ceva gen sare. Pentru că eram obosit, gândește să dormi 6 sau 5 ore și după aia să te trezești și zici hai să filmezi ceva. Sunt sigur că n-a să vorbești cu dita mai energia și chestii de genul. Și nu cred că am vorbit chiar așa de... Adică gramatical n-am vorbit chiar așa de rău. Poate am avut unele cuvinte bune, n-am pronunțat chiar corect. Dar frate, eu sunt din Moldova, ca spun așa, și... Uite, vedeți așa acum, eu nu sunt obișnuit să spun și să cum, eu spun și când, chestii de genul, adică pun foarte mult accent pe î și da. Și dacă nu-ți place cum vorbesc, nu-ți place cum prezint jocul, nu te uita, pentru că eu nu te oblig să te uiți, nimeni nu te oblig să te uiți la mine, te uiți dacă vrei. Și... Legat de joc, gamer înseamnă să te joci ceva. Există gameri care doar se joacă și se joacă pentru ei, să aibă genul caracter, chestii de gen. Îi place să joace, dar se poate numi un gamer. Te joci League of Legends, ești gamer. Te joci așa mai mult. Nu contează dacă te joci CSGO, dacă te joci GTA 5, dacă te joci Mario. Tot aceeași chestie, tot jocul. După părerea mea, tot gamer te poți numi. Eu cum mă joc Real Racing 3, tot mă pot numi gamer. Mă pot numi gamer pentru că am jucat o grămadă de jocuri pe care chiar le-am pus pe YouTube ca să vadă lumea că îmi place să mă joc jocuri, ca să spun așa. Și nu pot să spui că eu, pentru că eu am pus Fast Like a Fox, care este un joc fain. Adică am jucat off-camera o grămadă și vi-l recomand. Și nu pot să spui că e un joc care nu-i bine realizat. Din potrivă, pot să spui că e un joc cu care chiar poți să-ți pierzi timpul. Și mă uit în comentariile altora, gen Irafael, chiar și la PewDiePie. Bine, PewDiePie are foarte mult hate, dar are și foarte multe like-uri, comentarii pozitive. Dar mă refer că la Rafa. Rafa a făcut și el. A făcut mob.io, a făcut diep.io. Au făcut o grămadă de jocuri care n-au cea mai bună grafică, care sunt jocuri gratuite, ca să spun așa, și tot se numește gamer, și pe mine, pe am făcut un joc care n-are cea mai bună grafică, îmi spui mie că să mă lăs de YouTube și să pun mâna pe o carte de română. Eu fac din pasiune. Eu atunci am făcut pentru că mă simțeam puțin ciudat, pentru că eram obișnuit să postez în fiecare zi. Dar fiind obosit, n-am putut să filmez chiar așa de bine. Uite, și acum s-a obosit pentru că de dimineața trebuie să mă duc să mă tund, o trebuie să mă duc să găsesc o grămadă de chestii, o trebuie aseară să caut dronă, să văd de unde iau o dronă. Da, nu mă plâng ca alții. Da, eu cred, sper să te fi lămurit pe tine. Adică, tu pe mine poți să mă juri, poți să mă faci prost, poți să te iei de gramatica mea, poți să te iei de jocurile pe care le joc eu. Pentru mine nu mi-e greu să ter comentarii sau să nu-l bag în seamă. Eu, haterii mei, nu încep să-i înjur eu pe ei, să le zic fraieri, proști, să mă iau de gramatica lor. Poate am făcut asta o dată, de două ori. Eu n-am dreptul să înjur, că să înjur un hater, pentru că este și el o persoană, da. Fiecare nu-ți place, nu-ți place. Eu n-am nicio treabă cu tine. Și n-am să stau să te înjur pe tine și să spun, bă, prostule, știe de mine, vezi că mă duc și te bag cu parul și cu mușchii mei de nu știu ce. Pentru că eu nu fac asta, nu sunt genul ăla de persoană, nu-ți place, nu-ți place, da? Mă uitam pe net, vorbea un părinte, părintele de la biserică, ca să nu-i spun popă,
Vorbea despre ateism, despre ateismul din România, că cei care sunt atei sunt niște baliși de cal, cei care sunt atei sunt, nu știu cum, proști, ateii vin cu, nu știu ce, informații despre spațiu, că e infinit, că vine cu tot felul de teorii și la ei care cred, totul se rezumă la Dumnezeu a făcut aia, Dumnezeu a făcut aia. Evident că orice poate fi explicat logic, dar cei care nu gândesc logic sau chestii de genul, se rezumă la cineva care a făcut chestia aia. Și dă-ți ne-au făcut, fac atei că-s proști, că-s niște baliși, că-s niște prostarani, chestii de genul. Fraților, vorbeam, zicea un coleg despre ateism și eu am spus la domnul de istorie, profesorul de istorie, au spus că și ateii sunt oameni. O explicație normală, de om normal. Om care nu se gândește doar la balici și nu știu ce chestii. Și lumea nu-și dă seama că există și oameni care n-au aceeași religie ca ceilalți. Și explicația lui mi s-a părut super. Mi s-a părut o explicație super bună. Eu despre hateri să spun, n-am să-i spun nimic gen să-i insult. Pentru că da, și haterii sunt oameni. Deci, puteți dați dislike, puteți să mă înjurați, puteți să vă luați de gramatica mea, puteți să vă luați de accentul meu, puteți să vă luați de modul în care prezint eu jocul sau în care prezint eu vlogul. Pentru că da, fac și vlog dacă nu v-ați uitat. Și da, totul e ok. Cum a spus Uzi, când ceva se întâmplă, totul e ok, nu trebuie să te stresezi, trebuie să fii chill, totul e ok. Eu am abonați mei care sunt abonați, nu știu de ce am frame drop-uri, dar e ok. Și hai că ne-am cam dus de la subiectul jocului, vedeți că jocul arată foarte bine. Se mișcă puțin în lag din cauza serverilor și că-s foarte multe entități spawnate, da, auzi. Dar nu contează asta. Sper că să vă fi lămurit, deci cel care mi-a lăsat comentarii de hate și spun și celorlalți hateri ai mei că eu n-ați vă fac proști sau chestii de genul. Am uitat să vă arăt, dar acel joc are mai multe feluri de a vedea cum conduce caracterul. Avem first person, adică cum e acum dinăuntru, care arată foarte, foarte fain, numai că e greu să controlez cu el. Avem third person, adică să vedem din spate. Și camera așa de deasupra mașinii, care mi se pare un mod șmecher, adică poți conduce destul de ok cu el. Mai avem asta prin parbriz, cam așa de bine. Vedeți că ni s-a spart și parbrizul. Bun, deci cam atât cu acest episod, bun. Nu uitați să vă lăsați pe butonul de like dacă vreți, să dați un share pe Facebook dacă vreți, să vă abonați dacă vreți. Eu am fost Alex, iar noi ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Până atunci, numai bine! Pa, pa!